Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, Iată, ne ajungi la capitolul cu numărul 18 al acestei Evanghelii, unde facem din nou cunoștință cu acțiunile și cuvintele Domnului Isus. Fie ca sprijiniți fiind de Duhul Său cel Sfânt, aceste întâlniri cu cuvântul Său să aducă în noi mireazma veșniciei. Și astăzi avem de-a face cu acțiuni și cuvinte care arată unicitatea și minunăția persoanei Domnului Isus. Dar mai bine să lăsăm textul să vorbească. Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Dacă vă mai aduceți aminte, Domnul Isus a încheiat capitolul 17 vorbind despre vremea de pe urmă și despre revenirea Lui. El a asemănat vremea din urmă cu vremea lui Noe, sublinind astfel că vor fi vremuri dificile, care nu vor duce la credință. Acum le vorbește oamenilor despre o viață de credință în zile fără credință, această pildă este foarte potrivită pentru vremea în care trăim, și noi astăzi. Observați că domnul specifică și scopul pentru care spune această pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Domnul prezintă două alternative pentru omul care trăiește în vremuri grele. Și eu și voi ne aflăm în fața unei decizii. Trebuie să ne hotărâm pe ce cale apucăm. Oamenii care trăiesc în vremuri grele fie se vor ruga, fie vor fi descurajați. Așa că vor fi vremuri ale credinței sau vremuri ale temerilor. În timpul celui de-al doilea război mondial, când Londra era bombardată intens, în fața unei biserici din Londra a apărut o pancartă pe care scria Dacă vă tremură genunchii, îngenunchiați. Aceasta este o reformulare a afirmației Domnului care spune că oamenii trebuie să se roage întotdeauna și să nu se lase descurajați și intimidați de împrejurările potrivnice. Pavel a avut și el același gând și a spus: rugați-vă neîncetat! Aceasta nu înseamnă că trebuie să participați la tot felul de întâlniri și în tot timpul să fiți prinși în tot felul de întâlniri de rugăciune care țin zile întregi sau nopți întregi. Rugăciunea este o atitudine a vieții. Este mai mult o atitudine de viață decât o acțiune a buzelor. Amintiți-vă ce a spus Pavel romanilor. Însuși Duhul mijlocește pentru voi cu suspine negrăite. Aceasta înseamnă că nu pot fi exprimate în cuvinte. De multe ori, noi nu ne găsim cuvintele pentru a ne ruga și, totuși, o facem, pentru că trebuie să o facem. Și viața întreagă de dincolo de cuvinte spuse este cea care face ca rugăciunea să fie eficientă. Cu ani în urmă a existat un predicator vestit care avea multe expresii neobișnuite. Una din acestea sună astfel. Când un bărbat se roagă pentru recoltă de porumb, Dumnezeu se așteaptă ca el să spună amin cu sapa în mână. Nu poți să stai pe genunchi tot timpul și să te rogi pentru recolta de porumb. Acesta este un nonsens pios, dar să te rogi pentru recoltă și să pornești imediat la muncă este cu totul altceva. Despre o astfel de atitudine vorbește Dumnezeu pentru vremurile în care inimile oamenilor vor fi slăbite. Rugați-vă și nu vă lăsați descurajați. Nu vă retrageți din acțiune. Nu vă lăsați cuprinși, imobilizați de teamă. Pentru a întări ceea ce le spune, Domnul oferă și o pildă. Probabil că judecătorul din pilda spusă de Domnul Isus era o persoană cunoscută în vremea aceea și întregul auditoriu știa despre cine vorbește Domnul. Iată cum începe această pildă. El le-a zis, Într-o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă, care venea des la el și îi zicea, Fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. În acest oraș trăia un judecător care nu avea nicio temere de Dumnezeu. Era probabil un politician fără scrupule, viclean, rece și calculat. Tot ceea ce făcea era doar pentru el, pentru cariera lui, așa cum vom vedea. Tot ce făcea trebuia să-i folosească pentru a avansa și să-i satisfacă ambiția. Nu se temea de nimeni. Mai mult, Dumnezeu nu ocupa niciun loc în gândirea acestui om. Și de vreme ce nu se temea de Dumnezeu, nu-i păsa nici de oameni. Nu avea nici un pic de respect pentru această văduvă. Văduva fusese scoasă afară din propria casă. Ipoteca fusese declarată prescrisă și îi se făcuse o mare nedreptate. Femeia a venit probabil la biroul acestui judecător important și a întrebat secretarea dacă poate să vorbească cu el. Secretarea i-a răspuns, este foarte ocupat. Dacă ați putea să-mi spuneți care este natura plângerii dumneavoastră, poate că... Dar văduva spune, sunt doar o văduvă săracă. Locuiesc la marginea orașului și sunt pe cale să-mi pierd casa. Este nedrept și ilegal ce se întâmplă. Vreau să fac apel la judecător. Să ne imaginăm că secretara intră în biroul judecătorului și a spus Afară este o văduvă care... Ei bine, pot să scap de ea în trei secunde, doar sunt un politician, știu cum să abordez astfel de persoane. Lasă să intre. Văduva a intrat. El a ascultat-o de câteva minute, apoi a spus îmi pare rău, dar nu ține de domeniul meu. Mi-ar face o deosebită plăcere să vă ajut, dar nu pot face nimic. La revedere! A doua zi, când a venit la birou, judecătorul a găsit-o pe această văduvă la ușă. El s-a repezit în birou, a sunat-o pe secretară și a întrebat-o ce caută femeia aceasta aici și astăzi? De ce a mai venit? Spune că vrea să vă vadă, răspunde secretara. Spune că sunt ocupat până la prânz. I-am spus deja acest lucru, dar și-a adus cu ea gustarea pentru masa de prânz și va sta aici cât este nevoie. Văduva a stat în fața biroului toată ziua. Judecătorul nu a primit-o însă. A crezut că astfel a scăpat de ea. Dar în dimineața următoare, ea tot, tot acolo. Ea a procedat la fel câteva zile la rând. Într-un sfârșit, judecătorul și-a spus Trebuie să fac ceva, nu mai pot continua așa. Observați că domnul redă ceea ce și-a spus acest om în inima lui. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate dar în urmă și-a zis, Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Faptul că o văduvă stătea zi de zi la ușa biroului său nu era o notă prea bună pentru acest judecător. El ajunsese în această funcție susținând că se va îngriji de cei săraci. Așadar, el ia decizia să o asculte ca să nu-l mai bată la cap. De fapt, tot la el se gândea. I-a spus secretarei, spune-i să intre înăuntru. De data aceasta i-a zis văduvei, îți voi asigura protecție legală. Dragii mei, aceasta este pilda. Bineînțeles, am transpus această pildă într-o formă modernă. Vă asigur însă că adevărul este unul valabil, indiferent de timpul în care am plasat această întâmplare. Domnul a adăugat. Auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptatea lășilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei? Am auzit mulți învățători ai Bibliei spunând că această pildă învață care este valoarea rugăciunii insistente. Deși nu-mi place să contrazic oameni mai mari decât mine, trebuie să spun că aș avea o părere puțin diferită. Aceasta nu este o pildă despre insistență sau tenacitate în rugăciune. Ca și când Dumnezeu va sfârși prin a ne auzi dacă noi ne rugăm mai mult pentru un lucru. Cred că este mai degrabă o pildă prin contrast, nu prin comparație. Pildele sau parabolele sunt povestiri spuse de Domnul Iisus pentru ilustrarea unor adevăruri. Cuvântul parabolă vine din două cuvinte: para, care înseamnă lângă, și balo, care este verbul a arunca. Bineînțeles, este vorba despre limba greacă. O parabolă înseamnă ceva ce este aruncat lângă altceva pentru a spune ceva despre primul lucru. Parabola a fost modul ales de Domnul Isus pentru a ne ilustra adevărul divin. El poate face acesta în două feluri, prin comparație și prin contrast. Domnul Isus spune, când veniți la Dumnezeu în rugăciune, credeți că Dumnezeu este un judecător nedrept? Când veniți la El în rugăciune, credeți că El este un abil politician Credeți că Dumnezeu face anumite lucruri numai pentru a-și atinge interesele? Dragul meu prieten, dacă crezi acest lucru, trebuie să înțelegi că este greșit. Dumnezeu nu este un judecător nedrept. Dumnezeu nu este un politician. Dumnezeu nu este preocupat de interesele lui. Dumnezeu este preocupat de noi. Dacă acest judecător nedrept a ascultat păsul văduvei sărace pentru că ea a venit în mod repetat. De ce vă simțiți descurajați când veniți la Dumnezeu care nu este un judecător nedrept? El vrea cu adevărat să audă și să ascultă rugăciunile voastre. De ce sunteți copiii lui Dumnezeu atât de descurajați în viața voastră de rugăciune? Nu știați, dragi prieteni, că Dumnezeu nu este un judecător nedrept? Nu este nevoie să ne agățăm de poala hainei lui și să-l implorăm să ne ajute, pentru că el vrea deja să acționeze în folosul nostru. Dacă am venit în prezența lui Dumnezeu, sigur de faptul că el vrea să ne audă, viața noastră de rugăciune s-ar schimba total. Dar noi ne purtăm ca și când el este un judecător nedrept și trebuie să-l convingem. Este vorba despre perseverența noastră. Dragul meu prieten, Dumnezeu nu este un judecător nedrept. Acum Domnul ne spune o altă pildă legată de rugăciune. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Aceasta este o pildă cunoscută de noi toți. Cu ce ironie mușcătoare a vorbit Domnul aici. Dar el nu a avut intenția să-i rănească, ci să-i ajute. Domnul spune că doi oameni s-au dus la templu să se roage. Un fariseu și un vameș nu s-ar fi putut găsi doi oameni mai diferiți decât aceștia. Fariseul se afla pe treapta cea mai de sus a scării religioase. Vameșul pe cea mai de jos. Vameșii și păcătoși erau întotdeauna trecuți pe treapta cea mai de jos. Fariseul era sus de tot considerându-se persoana cea mai bine primită de Dumnezeu. El s-a dus la templu să se roage. Avea acces la templu, își adusese jerfa. În vreme ce îl stătea acolo și se ruga, preotul era în sfânta sfintelor și punea tămâie pe altar. Acest fariseu avea tot ce își dorea. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrept, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Ce spuneți? Nu este acesta un mod îngrozitor de a începe o rugăciune? Acesta este felul în care își încep foarte mulți oameni rugăciunile. Poate spuneți, eu nu fac așa. S-ar putea să faceți. Eu am auzit mereu rugăciuni de felul acesta. Sigur, nu spunem aceleași cuvinte. Ne-am învățat să spunem mai bine decât atât. Fariseul a spus: Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Și apoi a început să enumere ce nu este el. Nu sunt răpăreți, gândindu-se probabil la vameș. Nu sunt nedrept, nici prea curvar. A tras cu ochiul la vameșul pe care îl văzuse și spune, Crede-mă, Doamne, eu nu sunt nici ca vameșul acela. Nu sunt ca acel păcătos. Și apoi începe să-i spună Domnului ce a făcut el. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuale din toate veniturile mele. Ce spuneți? nu i așa că ne-ar plăcea să-l avem în biserica noastră? Domnul le spune că fariseul s-a rugat în sine însuși despre toate acestea. Fariseul acesta vorbește cu sine, dar nu vorbește cu Dumnezeu. Rugăciunea lui nu a trecut de cele ziduri. El nu făcea altceva decât să se felicite singur, să se aplaude, pentru că apoi să iasă de acolo mândru ca un păun. Cu conștiința împăcată de acum putea să facă ce voia. Dumnezeu nu a ascultat această rugăciune. Vameșul, în schimb, era un ticălos, un păcătos cât se poate de josnic. Mai jos de atât nu se putea ajunge. Își vânduse poporul când a acceptat slujba de Vameș. S-a lepădat de poporul lui, acceptând să lucreze pentru romani. Și când se întâmpla lucrul acesta, un evreu se lepăda și de religia lui. Îi întorcea spatele lui Dumnezeu. Vameșul o apucase pe o stradă cu sens unic de pe care nu mai era cale de întoarcere la Dumnezeu. De deci ce a făcut așa ceva? Pentru că era profitabil. El și-a spus, așa se pot câștiga bambunii și s-a îmbogățit datorită acestei slujbe. Dar această bogăție nu-i mulțumea inima. Citiți povestea lui Levi și a lui Zacheu și veți descoperi ce era în inima unui vameș. Veți vedea cât de goală era ea. Acest biet vameș își înălța glasul către Dumnezeu, deznădăjduit și nefericit, știind că nu are acces la scaunul îndurării din templu. În inima lui, deznădăjduită, știa că nu are niciun merit, pe baza căruia să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci să bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul nu redă în tocmai ce spune vameșul. îngăduiți mi să vă exprim ceea ce simțea el. Pe lângă faptul că se lovea cu pumnii peste piept, el spunea, Dumnezeule, nu sunt decât un bied vameș, nu am acces la scaunul de îndurare dinăuntru. Nu mai dai face un scaun de îndurare pentru mine. Vreau să vin și eu la tine. Domnul Isus ne spune că acest om a fost ascultat de Dumnezeu. De ce o are? Pentru că tocmai în acel timp, Domnul Isus Hristos era pe drumul spre cruce pentru a face un scaun de îndurare și pentru acest vameș. Ioan scrie, el este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Hristos este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre, pentru păcatele întregii lumi. Rugăciunea Vamea și le a primit răspuns. De fapt, astăzi voi nu mai aveți nevoie să-i cereți lui Dumnezeu să fie îndurător. El este îndurător. Mulți oameni spun, trebuie să-L implorăm pe Dumnezeu să fie îndurător. Dragul meu, ce vrei să facă Dumnezeu? El l-a dat pe unicul său fiu să moară pentru tine. El a spus și celui mai rău dintre păcătoși, poți veni la mine. Există de acum îndurare și pentru tine. Și eu am venit înainte acestei îndurări. Și dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, trebuie să veniți la acest scaun de îndurare, acest lucru fiind posibil pentru că El a murit pe cruce pentru păcatele întregii lumi. Pedeapsa a fost ispășită. Din partea lui Dumnezeu lucrarea a fost încheiată. Dumnezeul cel Sfânt își ține acum brațele larg deschise. Nu mai este nevoie să-L implorați. Nu mai trebuie să-I cereți. Nu trebuie să-I promiteți nimic, pentru că El vă cunoaște slăbiciunea. Nu trebuie să te alături vreunui grup. Nu este nevoie să fiți cineva. Puteți să fiți asemenea acestui vameș. Dar tot ceea ce trebuie să faceți este să veniți la El, să vă încredeți în El și cu siguranță Dumnezeu vă va mântui. El este deja plin de îndurare. De acum este acțiunea noastră oamenilor. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotin neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi zmerit și oricine se zmerește va fi înălțat. Ați descoperit ce ne împiedică pe noi să experimentăm îndurarea lui Dumnezeu? Faptul că ne simțim prea înalți pentru această îndurare. Domnul așteaptă zmerenie. Dar să mergem mai departe și vedem încă o dată că Domnul Isus se bucură foarte mult de copilași și aceștia se bucură să fie în preajma Lui. I-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii când au văzut lucrul acesta au certat pe aceea care îi aduceau. Până și ucenicii au spus, nu mai aduceți copilași la el, nu-l mai deranjați. Isus a chemat la sine pe copilași și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat, adevărat vă spun: că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Copiii au venit la Domnul în chip firesc, normal. El nu vrea ca adulții să-i țină pe copii departe de Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure de orice adult care îl ține pe un copil departe de el. În legătură cu acest subiect, Luca a spus deja în capitolul 17, versetul 2 următorul lucru. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Vedeți, micuții calcă pe urmele noastre. De aceea, trebuie să fim foarte atenți la modul în care îl prezentăm pe Dumnezeu, la modul în care trăim ceea ce propovăduim adesea. Cineva ar putea obiecta, dar copiii au o natură de căzută. Da, au dar acel micuț nu a atins încă vârsta la care poate da socoteală. Singura decizie pe care o poate lua este cea care îi se sugerează. Aceasta este natura unui copil. Desigur, copilul va crește și va dezvolta o voință proprie. Atunci începe necazul. Dar cât mai este încă maleabil, prezentați-l pe Hristos. Viața lui se va schimba. Data viitoare vom vedea ce îi spune Domnul Isus unui tânăr bogat care se apropie de el. Și din acea întâmplare vom vedea ce important este să avem o apropiere corectă față de Domnul nostru. De aceea, fie să fim cât mai aproape de Domnul Isus Hristos și fie ca Duhul Lui Cel Sfânt să ne arate cât mai mult din minunăția persoanei sale. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.